Salut și bine ai venit la Gânduri cu Tâlc. Sunt Camelia Tița, prietena ta, și la Gânduri cu Tâlc astăzi vreau să te îndemn niciodată să nu spui niciodată. Poate că te-ai supărat pe cineva și ai zis niciodată nu vreau să te mai văd, niciodată nu o să mai merg la magazinul ăsta, niciodată nu o să mai cumpăr produsul ăsta, niciodată nu o să mai fac asta sau ailaltă. Da, zicem, de multe ori când suntem supărați, când în diferite situații, dar, dragilor, acest nu o să fac niciodată asta sau nu o să mai fac niciodată asta este de fapt o promisiune pe care o facem față de noi, un angajament pe care cu siguranță nu o să-l putem ține. De ce nu o să-l putem ține? Pentru că o să o facem, vă asigur. O să uităm, o să ne treacă supărarea și o să te întâlnești cu prietenul pe care te-ai supărat, o să intri la magazinul în care ai zis că nu o să mai calci, o să faci lucrurile pe care ai zis că nu o să le mai faci, pentru că le facem. Deci, te îndemn, niciodată să nu zici niciodată. Și acest angajament, această promisiune a ta față de tine este, de fapt, o energie pe care o cărăm cu noi, o energie moartă atunci când facem promisiuni și nu ni le ținem. Și nu avem nevoie de energii moarte, pentru că ele produc blocaje în corpul nostru, în sufletul nostru, în mintea noastră și nu ne va fi bine. Să ne fie de folos, vă pup și Doamne ajută!